În urma unei hotărâri a Biroului Politic Central, funcția de președinte interimar a ALDE Buzău este preluată de mine. Domnul fost președinte Cristescu preia funcția de vicepreședinte. Alături de mine, după cum vedeți, este domnul Cristescu, este domnul viceprimar și domnul actual secretar general interimar Alexandru Cristian. Anunțul de numire a noului lider interimar al ALDE Buzău a fost făcut chiar de către vicepremier. Grațiela Gavrilescu a explicat și motivele pentru care a fost desemnată să se ocupe de revitalizarea organizației buzoiene, pornind de la premiza viitoarelor alegeri europarlamentare și prezidențiale. Gândul cu care am venit la ALDE Buzău și motivul pe care am fost desemnată de către Biroul Politic Național pentru a prelua interimatul la Buzău sunt următoarele. 1. Ne așteaptă alegerile europarlamentare din mai anul viitor și alegerile prezidențiale din noiembrie anul viitor și dorim ca în toate organizațiile din țară ALDE să obțină scorul acela pe care sociologii îl dau, respectiv de peste 15%. Ne dorim să creștem de la alegerile europarlamentare la alegerile prezidențiale, astfel încât să nu avem niciun fel de frică atunci când ALDE va susține la președinția României pe Călin Popescu-Tăriceanu. În același timp, dorim și astăzi am spus colegilor mei și am mulțumit domnului Cristescu că dorim să deschidem ușile lui ALDE Buzău, dorim să aducem și alte persoane care să se alinieze, dar să fie în același timp pe scheletele care a existat și există acum la ALDE Buzău. Ne interesează să avem organizații în toate localitățile județului Buzău. Mă interesează ca aceste organizații să nu fie scriptic, să fie organizații funcționale. Mă interesează ca toți reprezentanții noștri în consiliile locale, Consiliul Municipal, Consiliul Județean să fie activi. Despre acapararea de noi membri în filială se discută chiar la nivel înalt. Senatorul Dorin Bădulescu și deputatul Adrian Mocanu sunt pe lista de parlamentari cu care se poartă negocieri. A recunoscut-o chiar vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Domnul deputat Mocanu și domnul senator Bădulescu sunt liberi să facă ceea ce vor cu funcțiile de demnitar pe care le-au obținut în scrutinul din 2016. Eu v-am spus puțin mai devreme că ușa partidului ALDE Buzău și nu numai este deschisă. Cu cei doi domni, deputați și senatori, pot să vă spun așa, cu domnul Mocanu cred că vorbesc destul de des. Pot să vă spun așa, că eu domnului Mocanu i-am spus de nu știu câte ori să vină la ALDE. Pe dumnealui o să-l întrebați și o să vă dea răspunsul, dacă până acum n-a trecut, înseamnă că poate se mai gândește sau poate că nu poate, da? Deputatul Mocanu și senatorul Dorin Bădulescu au fost aleși pe listele PMP, partid aflat acum în opoziție. ALDE formează o alianță la guvernare alături de PSD. Noul președinte interimar al organizației județene, Grațiela Gavrilescu, are 50 de ani și este la al patrulea mandat de deputat. A mai fost ministru al mediului, apelor și pădurilor și viceprimar al municipiului Ploiești.